Dar vreau să mergem, domnule ministru, la alte probleme și o să începem cu o factură. Chiar dacă tazul ăsta pe care o să-l vedeți pe ecran s-a rezolvat. S-a rezolvat pentru că acea companie care a emis factura a fost sesizată și și-a recunoscut vina. Dar asta înseamnă că cetățeanul s-a ținut de cap lor. 739.051 de lei pentru un apartament de două camere în care timp de un an a locuit nimeni acolo. Da, cunosc cazul, cred că de săptămâna trecută, exact. 100 și ceva de mii de euro, cred că acesta este cazul, dar pe lângă cazul acesta deci mai fost și cazul de 27, apartamente 3, 4, și de 27 da. De mii de euro și de 40 de mii de lei. Deci, eu le-am spus la întâlnire, la întâlnirea cu toți furnizorii, nu numai cu cei de, pe care i-ați prezentat dumneavoastră, că e normal să aibă niște filtre, atât firma de distribuție care citește contoarele și firma de furnizare care emite facturile, niște filtre în aplicațiile informatice pentru a putea trimite deoparte și reanaliza facturile care ies din profilul de consumator al unui client. Se pare că au avut niște probleme în aplicațiile informatice, toți cei care au emis așa factură, încât s-au strecurat aceste sau au ieșit aceste facturi și s-au dus către cetățeni. Aceste facturi, în mod normal, dacă s-ar fi întâmplat într-o companie care era, să zicem, foarte atentă la ce se întâmplă și filtrele funcționau, era pusă deoparte, era investigat, se trimitea la domiciliul clientului respectiv o echipă, se verifica încă o dată contoarul, se verifica dacă sunt probleme de citire sau sunt probleme de contoar și nu ajungeam în situația aceasta ca oamenii să treacă printr-un stres ce facem cu această factură. Unii pot face infarct. Exact. Mai ales cei care sunt pe salariu minim. Și care au anumită vârstă. Se gândesc că pierd apartamentul. Și n-a fost un caz, cred că dacă le numărăm așa au fost vreo groază de cazuri. 10.000 sunt cele care au intrat în mă rog, pe lista sesizărilor la instituții ale statului român. Poate nu, toate, nu toate au fost de genul facturi de genul acesta. Au fost foarte multe sesizări. Când vorbim de 10.000... Cred că vreo 11.000, nu știu, exact. 43, parcă, dacă nu mi-am. Când vorbim de... Pare un fenomen de masă. Da, e un fenomen și sunt și companii noi, cum este în domeniul furnizării către clienți cazii, cum este domeniul hidroelectrice, dar sunt și companii, cum este aceasta, cum sunt și altele, care au totuși un background, care au aplicațiile informatice verificate de mult timp, sunt de mult în piața furnizorilor, de clienți care n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Să știți că am discutat foarte franc cu asociațiile lor și au venit fiecare la masă, e complicat să explice.